După ce mai mulți primari liberali din județ au migrat la PSD, socialdemocrații hunedoreni spun că PSD are ușile deschise pentru cei care își doresc să facă performanța alături de ei. Mai mult decât atât, Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, spune că, citez, dușmanul Partidului Național Liberal nu este Partidul Social-Democrat, ci AUR, care le suflă din spate, și USR. Dar conducerea PNL Hunedoara nu a înțeles acest lucru și îl va costa foarte mult. Cât e vorba de Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal trebuie să vadă că dușmanul său, ghilimele de rigoare, nu este Partidul Social Democrat. Sunt alții, cum spuneți și dumneavoastră. Sunt AUR-ul care suflă din spate, USR-ul, ăștia sunt dușmanii lor. Dar se pare că conducerea PNL Hunedoara nu a înțeles acel lucru și tare mă tem că îi va costa foarte mult. Noi, Partidul Social Democrat, suntem un partid disciplinat, mergem în alegeri pentru a ne îndeplini țelul pe care ni l-am propus. Laurențiu Nistor, președinte, actualul președinte de Consiliul Județean și viitorul președinte de Consiliul Județean, este candidat și va câștiga alegerile, iar noi, la nivelul județului Hunedoara, să luăm 22 de consilieri județeni.